Demi Lovato nu mai vrea să audă de fostul ei logodnic Max Erich. Deși la început se spunea că cei doi s-au despărțit ca să aibă timp să se concentreze mai mult pe carieră, se pare că nu a fost chiar așa. Actorul susține că Demi nici măcar nu i-a spus că relația lor s-a terminat și a aflat vestea dintr-un tabloid la filmările unui film în care acesta juca rolul unui pastor care ajută oamenii. Ce situație neplăcută! Deși surse din anturajul cântăreței spun că el minte cu desăvârșire. Noi spunem ce auzim. Adevărul golgoluț îl știu doar ei.